Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știri din lumea complicată a căilor ferate din România, plină de surprize, nu știi niciodată ce te așteaptă. Știu, eu am eu un coleg care a alergat după tren să prindă trenul zilele trecute în Gara de Nord. Nici n-am mâncat, săracul, dimineața, că s-a trezit mai târziu. A reușit să se urce în tren gâfâind în ultimul minut și după care trenul a mai întârziat jumătate de oră la plecare. Da, săracul. Săracul, okay. Coleg. Da. Băi, e frustranță, pe serios. Am alergat și cu bagaj, aveam bagaj mare. Și cu gândul să oprești și la un hamburger ceva înainte. S-a făcut un bine că iară... Băi, nebunit, am urcat, am transpirat, am stat nenorocire. Și nici n-ai mâncat, ai și transpirat. Da. Win-win. Am compensat, am niște sandwich-uri din... În acest context am dat peste soarta cetățenilor pasageri CFR, care zilele trecute așteptau trenul în stația Verești, Verești în județul Suceava, ca să meargă spre București, un drum făcut de mulți alți cetățeni din zona respectivă, dar care acum nu știi când începe și când durează. Deci cetățenii care așteptau trenul în stația Verești l-au văzut trecând prin gară, ca trenul, cum se spune, mecanicul a reușit să oprească garnitura mai încolo, abia la un pasaj, după stație, și a revenit la Verești după ce s-a schimbat și locomotiva. Și ce s-a întâmplat? Și dacă tot am trecut, schimbăm locomotiva. Băi, nu, este mister, sunt dosarele X la CFR, pentru că unii calculatori au presupus că mecanicul a uitat pur și simplu să mai facă stație la Verești. Cum poate s-a mai întâmplat? Era omul prins cu treabă, cu o integramă, cu ceva. Rebus. Ulterior, însă, CFR a comunicat că trenul n-a putut opri, pentru că era ulei pe șine. Ulei pe șine, n-am mai auzit asta doar urși. Când deci cum ar veni, n-au ținut frânele la ulei pe șine, n-am auzit. Serios? Asta niciodată, da. Cum ne? Iată ce citesc. Nu am auzit. Citesc din monitorul de Suceava un comunicat al CFR Călători. Referitor la situația înregistrată, bla bla, nu știu ce, trenul cu tare așa, precizăm că motivele producerii acesteia, deci situația, nu sunt generate de CFR Călători. În fapt, situația a fost generată de o indisponibilitate a infrastructurii cauzată de scurgerea de ulei pe șine din vagoanele unui tren privat de transport marfă. A avut o scurgere. Deci tot privat. S-a produs o extorsiune de degajament pe șină și ulei de rapiță, aparent scurs dintr-o cisternă pe șină, și n-a putut să frâneze trenul. Dar atunci... Interesant că locomotiva a fost schimbată. De ce au schimbat locomotiva? Avea roțile neclăite de ulei și nu mai ai frânat deloc. Auzi, da. Practic, locomotiva o luase pe ulei. Da. Interesant ar fi dacă alte trenuri au reușit să oprească în gara respectivă. Știi? Sau când au trecut, au luat viteză acolo, nu? Dar nu știam că trenul, dacă e ulei pe șină, nu poate opri. Asta nu mi-aș fi imaginat niciodată. Atenuează forța de frecare, Vlad, este un principiu de simplu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.